Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Simona Pomazan, iată pentru început cele mai importante titluri ale acestui jurnal. Peripeții pentru un parapantist ce a rămas fără vânt și a căzut în lacul de acumulare Budeasa. Omul nu s-a pierdut cu firea și a ieșit la mal în not. Trei bărbați din orașul Topoloveni au fost reținuți pentru furt calificat. Dădeau spargeri doar de sărbători. Acționau la pont, ajutați de potcovarul din localitate. Întreaga poveste imediat în Observator. După ploile din ultima perioadă, terenurile și casele mai multor familii din cartierul Purundu Mic au fost la un pas de a fi înghițite de apele râului Argeș. Detalii în câteva minute. Un parapantist care a rămas fără vânt a căzut în lacul de acumulare Budeasa. Omul nu s-a pierdut cu firea și a ieșit la mal în not. Martor la întreaga scenă, mai mulți pescari au sunat după ajutor. În timp ce echipajele smurd căutau victima, tânărul plecase cu mașina unui prieten. Pescarii de pe lacul Budeasa care au asistat la aventura parapantistului spun că tânărul a zburat minute în șir deasupra apei. Nu dădea semne că nu ar controla situația până când ar fi încercat să facă o întoarcere în aer pentru a prinde vântul. Atunci s-a prăbușit în apă. Doar s-a răsturnat așa dintr-o dată și după aia l-am văzut aici, a venit în drum. L-ați văzut zburând și apoi în apă? În apă, da. Și? Ce a făcut? După aia a venit aici, a dat un telefon și a plecat. Din apă? Din apă, a venit aici pe drum. Ne-a cerut nouă un așa. Telefon. Ne-a cerut nouă să dăm un telefon și a plecat. Dar cum a reușit să iasă din apă? Păi, cred că era la mal. Abar n-am, nu știu. A desfăcut parapanta și a ieșit când în not. Cum a venit cu ea împachetată, nu știu. Atât, cu placa a venit împachetată tot. A venit, s-a rugat să-i dăm un telefon că vrea să sune la un prieten să vină să-l ia. A venit prietenul lui și probabil prietenii lui a sunat 112. S-a speriat. Un echipaj smurt cu o ambulanță de terapie intensivă, dar și pompierii cu barca au plecat în salvarea tânărului. Medicii și militarii l-au căutat minute în șir pentru că parapantistul nu a anunțat că nu mai are nevoie de ajutor. Am fost solicitați că la barajul de la Budeasa, o persoană cu parapanta s-a scufundat în lac. Inițial ne-am dus dirijați de cei care au văzut accidentul pe partea de la Dobrogostea, apoi am văzut că s-a ridicat parapanta și am venit pe partea de la Budeasa. Nu am găsit persoana, a fost preluată probabil de niște cunoștințe. S-a salvat singur, practic. Exact. Chiar dacă a ținut pe loc degeaba cea mai dotată ambulanță din județul Argeș, poliția spune că nu îl poate amenda pe tânăr. Apelul lui nu a fost unul fals, pentru că avea într-adevăr nevoie de salvare. Iar faptul că nu a revenit să spună că nu mai are nevoie de ajutor, nu poate fi sancționat. Dădeau spargeri doar de sărbători, acționau la pont ajutați de potcovarul din localitate, iar bunurile furate le vindeau în localitățile vecine. Este vorba despre trei bărbați din Topoloveni care au fost reținuți pentru furt calificat. În noaptea de flori, bărbații au intrat într-o casă din oraș, de unde au furat tot ce le-a ieșit în cale. Iar în noaptea de Sfântul Gheorghe au furat două mașini. Una dintre ele a fost găsită de polițiști la 2 metri sub apă în râul Argeș. Mașina aparținea celui mai bun prieten al tatălui unuia dintre hoți. Tânărul nu a ținut cont de acest lucru și chiar a venit cu ideea să scape de mașină și să o arunce în râul Argeș. Ce v-a determinat să faceți treaba asta? Dar de ce ați aruncat una în râu? Regretați? Da. Dimineața la 5:30 când m-am sculat, m-am trezit fără mașină. Deci am dat și ușa la balcon, să geamul la balcon, să fumez și o țigare, să fac, mă uit în parcare, n-am mai găsit mașina. Am coborât jos, m-am uitat pe parcare de ea și așa, n-am găsit mașina. Am venit la poliție, până la 9:30, m-au anunțat că au găsit-o în Argeș. În râu. La Pola Argeș, aruncată în râu. Și după ce au scăpat de mașina lovită, tinerii au mai furat una, ghinion, și de această dată. Au rămas împotmoliți în noroi cu autoturismul și au fost nevoiți să-l abandoneze pe câmp. Acolo a fost găsită de oamenii legii. Toate acestea s-au întâmplat în noaptea de Sfântul Gheorghe. Furat-o și pailantă și au abandonat-o, pe unea a abandonat-o, că a intrat, am înțeles, într-un noroi și i-a spart motorul. Când a ridicat capota, mașina era blescă. Pa mea nu putea să o lase tot la fel. Cei doi tineri nu s-au oprit aici, ajutați de potcovarul din localitate au intrat și într-o casă, tot din orașul Topoloveni. Au mers la pontul oferit chiar de potcovar, mai ales că acesta era și vecin cu păgubitul. Știau că proprietarul este din București și vine acasă destul de rar. A avut o surpriză când de Paște și-a găsit locuința devastată. De ce ați spart casa? I-ați ajutat pe cei doi?
În noaptea de florii, cei trei bărbați au spart o casă din orașul Topoloveni. Nu au fost opriți nici măcar de lacătul de la poartă. Au intrat în casă și au devastat-o pur și simplu. Au furat tot ce le-a ieșit în cale. O parte dintre bunurile furate din locuința prădată au fost descoperite de polițiști la localnicii din comunele limitrofe orașului Topoloveni. Au sustras bunuri în valoare de aproximativ 10.000 de lei. Bunurile au fost comercializate de aceștia către mai multe persoane de pe raza comunelor limitrofe și ulterior au fost recuperate de polițiști și restituite către partea vătămată. Cei trei bărbați au fost reținuți de polițiști, ei nu se află la prima lor infracțiune de acest fel. De obicei, infracțiunile de acest gen sunt săvârșite pur și simplu, din obișnuință, să zicem, pentru că sunt infractori cu recidivă. Oamenii legii verifică acum și alte dosare de jafuri cu autori necunoscuți și fac cercetări pentru a vedea dacă cei trei bărbați au mai furat și alte bunuri. Situație disperată pentru 25 de familii din cartierul Prundul Mic. După ploile din ultima perioadă, terenurile și casele sunt la un pas de a fi înghițite de apele râului Argeș. Deși zona a fost prinsă într-un program de amenajare a malurilor încă de acum 6 ani, nici până în momentul de față Ministerul Apelor nu a alocat banii. Oamenii ajuns la limita răbdării sunt dispuși să trimită memorii chiar și la guvern. Apele învolburate ale Argeșului au rupt zilele trecute încă 8 metri din grădinile oamenilor, apa apropiindu-se amenințător de case. Cel mai afectat de nepăsare autorităților este Nea Petrică. Ultima alunecare de teren l-a lăsat fără câțiva copaci și peste 8 metri de teren. Acum ultima dată cam 2,5 s-au dus pe toată suprafața. Nu cu acela când a picat? De săptămâna trecută, de la ploile celelalte, nu astea, dar când a fost de nu se mai oprea o săptămână, mai avea un metru și până la el. S-a dus și el și încă. Cât s-a dus, adică el, tot malul, pe tot. În ritmul ăsta, probabil că vă temeți că o să rămâneți fără casă, că nu mai e urmă la casă. Nu, cred că în 2-3 ani e cam gata. În aceeași situație mai sunt și alte 24 de case, oamenii ridicând neputincioși din numeri în fața furiei apei, care se apropie încet, dar sigur. Când am văzut cât de grav cât de repede se surpă malul la fiecare ploaie, am început să fac tot felul de demersuri, dar nimeni nu mă bag în seamă. Singurul lucru ce am reușit în 2008, s-a făcut documentația tehnică. Dar de atunci nimeni nu dă niciun ban, nimic. Și mă uit că dacă continuă vremea sub această formă, în 2-3 ani, există riscul să ajungă la mine, la casă. Aveam de toate, de toate, s-a dus toate de mal. Păi teamă că o să ajungă la casă, că mai sunt 10 metri. Cum să nu ne fie teamă, cum să nu? Am avut apa până lângă casă, acum cum am ploile astea. Da, ne teamă, sigur că da. Ați făcut sesizări, memori? Am făcut la sesizări peste tot, și la primărie, și la ape, și ne-a trimis nu știu pe unde ne-a mai dat. Reprezentanții apelor române spun că proiectul de îndiguire a malurilor Argeșului este aprobat de mai mulți ani. Problema o reprezintă însă lipsa banilor pentru începerea proiectului. Totul costă în jur de 2,5 milioane de lei. Situația de acolo este cunoscută încă din anul 2005, când pe lista de proiecte cu finanțare de la buget a fost promovat un SF-ul. Acest SF-ul este, dar din păcate nu a intrat pe lista de plăți pentru realizarea proiectului tehnic și execuția lucrării, probabil din lipsă de bani. Vorbim de o sumă mare? Nu este o sumă mare, este vorba de circa 2,5 milioane de lei. Contactat telefonic, prefectul de Argeș, Mihai Oprescu, a promis că în această săptămână încearcă să rezolve problema finanțării și astfel lucrările să fie demarate de urgență. Ai avut neșansa să nu promovezi examenul de bacalaureat? Îți cauți un loc de muncă și nu ți se dă posibilitatea din cauza acestui lucru, dar și pentru că nu ai experiență? Acum ai șansa să îți găsești mult mai ușor un job dacă aplici la programul Garanții pentru Tineri, derulat de Blocul Național Sindical printr-un proiect pilot la nivelul municipiului Pitești. Tineri aflați în căutarea unui loc de muncă, elevi din ultimul an de liceu, profesori, dar și autorități locale și oameni de afaceri, au participat la lansarea unui proiect ambițios ce își propune să faciliteze accesul tinerilor pe piața muncii. Proiectul Garanții pentru Tineri constituie unul dintre cele mai ample programe care s-au aplicat în țară în ultimii 20 de ani pe acest segment și este implementat de Blocul Național Sindical în calitate de partener al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale. Președintele BNS, Dumitru Costin, a ținut să fie prezent la Pitești pentru a le vorbi despre oportunitățile unui astfel de program. Proiectul pilot vine cu soluții pentru tinerii care nu au absolvit examenul de bacalaureat și care nu dețin un loc de muncă. Este primul proiect pilot pe care România îl face, un proiect pilot dedicat tinerilor care nu au luat bacalaureatul și care
sunt pe undeva în zona crepusculară, într-o zonă nedefinită. E un program în care recrutăm tinerii care se află în această situație, ne ocupăm de ei, îi diagnosticăm din punct de vedere al potențialului lor individual. De asemenea, diagnosticăm mediul de afaceri, să vedem care sunt nevoile angajatorilor. Oferim acestor tineri, în funcție de potențialul lor, posibilitatea de a urma niște programe de calificare. Dumitru Costin susține că în acest moment rata șomajului în rândul tinerilor este una foarte mare și de aceea trebuie o implicare pe măsură. Noi raportăm, spre exemplu, rata șomajului în rândul tinerilor 25%, 23%, 25%. În realitate, atunci când te uiți pe statistici și vrei să fii serios, constați că în plaja de vârstă 16-24 de ani, România numără astăzi 60% din populație ca fiind ocupată cu munca la domiciliu. Deci avem 60% din tinerii aflați în această categorie care stau pe acasă. Teoretic fac o muncă în gospodărie. Este un indicator care arată că generația tânără din România, din păcate, astăzi are perspective extrem de, extrem de limitate. Este o acțiune de rezultată din realitate, fiindcă realitatea, iată, aceasta este și dureroasă. Un număr crescut de important de absolvenți de liceu nu promovează bacalaureatul și este un lucru bun. Și atunci, pentru a folosi această forță de muncă, pentru a nu o lăsa la voia întâmplării, iată că Ministerul Muncii, împreună cu Blocul Național Sindical, s-au gândit să realizeze un program. Este un program frumos, un program binevenit. În cadrul proiectului, tinerii interesați și ulterior selectați vor urma gratuit aceste cursuri de formare în diverse meserii, iar la final vor obține un atestat și mai mult o indemnizație. Cel mai important este faptul că vor dobândi cunoștințele și competențele necesare și vor avea astfel o șansă în plus să-și găsească un job. Este benefic pentru noi. Este bine că ne ajută. Considerați că așa o să vă găsiți un loc de muncă mai ușor? Da, o să ne găsim un loc de muncă mai ușor. Pentru tine cum a fost? Până acum, destul de greu. Am fost la multe interviuri, majoritatea m-au refuzat. Ce motiv? Că n-am experiență în primul rând, calificare și că nu știu, că în liceu s-a mai chinuit cu mine și nu m-a învățat nimica. Spune-ne, un astfel de curs crezi că te va ajuta? Da, probabil. Pentru că ai găsit un loc de muncă mai da, mult. Din câte am înțeles, au și multe relații și mă pot ajuta în chestia asta. Tinerii care vor să se înscrie la acest proiect trebuie să se adreseze Centrului de Garanții ce funcționează la Casa Sindicatelor din Pitești. Socialdemocrații argeșeni văd campania electorală pentru șefia Consiliului Județean nu ca pe o competiție politică, ci mai degrabă ca pe un test. Totodată, PSD Argeș dorește nu doar să ocupe locul lăsat vacant de Constantin Niculescu, ci să se reafirme pe scena politică drept cel mai puternic partid din județ. Conducerea județeană a PSD susține că atât electoratul fidel cât și membrii de partid au nevoie de o reafirmare pe scena politică, după seismul care s-a resimțit în partid, odată cu retragerea liderului social-democrat Constantin Niculescu. După retragerea domnului Văcăroiu din 2008, au fost multe voci care ne-au cântat prohodul și au spus că după plecarea domnului Văcăroiu se va alege praful și pulberea de PSD Argeș. N-a fost așa. Este un nou test pentru noi, ca după retragerea domnului Constantin Niculescu, să arătăm că reușim să rămânem o forță politică serioasă, propunând oameni competenți, oameni capabili și oameni serioși. Astfel, socialdemocrații argeșeni văd campania electorală pentru șefia Consiliului Județean nu ca pe o competiție politică, ci mai degrabă ca pe un test, un barometru al încrederii cetățenilor în această formațiune și în noi lideri. Venim cu un candidat puternic, un om la care eu țin mult și pentru calitățile morale și pentru calitățile profesionale și care cred că va avea succes sigur și semnificativ în fața contracandidaților politici, iar acest fapt ne va ajuta să creștem cu siguranță procentul de prezență și să îmbunătățim scorul Alianței PSD-UNPR-PC în Argeș. Florin Tecău, secretarul general al PSD Argeș, este opțiunea unanimă a PSD pentru preluarea șefiei Consiliului Județean, alegerile urmând să aibă loc pe data de 25 mai.
Fostul prefect și șef al direcției silvice Argeș, Gheorghe Davidescu, a revenit pe scena politică după o pauză de 2 ani și nu oricum, ci direct în cursa electorală pentru președinția Consiliului Județean. Fost liberal și democrat liberal, Davidescu a ales să candideze pe listele partidului Forța Civică. Candidat al Forței Civice, Gheorghe Davidescu este cel de-al 7-lea candidat înscris în cursa pentru șefia Consiliului Județean, însă până pe data de 8 mai, lista de înscrieri rămâne deschisă. La 1 octombrie 2009, când am fost numit prefect al județului, mi-am dat demisia din Partidul Democrat Liberal, de care am fost numit în această funcție și de atunci nu am înscris în niciun partid, ca și o continuare, nici astăzi nu sunt încă membru Forței Civice. Asta este o chestiune de timp. Deocamdată candidez din partea și pe listele Forței Civice la funcția de președinte a Consiliului Județean. Davidescu spune că a luat această decizie din dorința de a fi alături de Mihai Răzvan Ungureanu, dar și pentru că vrea să tragă un semnal de alarmă tuturor partidelor de dreapta, mesajul fiind acela că, fără unitate, nu există sorți de izbândă în fața candidatului social-democraților și aliaților acestora. Avem 7 candidați pentru funcția de președinte a Consiliului Județean, dar numai unul singur este de stânga. Ceilalți sunt toți pe dreapta. Dacă cineva crede că vreunul dintre noi poate țâșni să câștige președinția Consiliului Județean, eu m-aș bucura că sunt convins că o să fiu cel mai bine poziționat dintre toți cei după dreapta. Dar tot asta vreau să fac, să le trag un semnal de alarmă, să înțeleagă că dacă și la iarnă, la toamnă, la președinție vom merge tot atât de fărămițați, există riscuri mari. Campania electorală pentru alegerile parțiale privind șefia Consiliului Județean începe pe 9 mai și se încheie pe 24, alegerile urmând să aibă loc pe data de 25 mai. Alianța electorală PSD-UNPR-PC și-a lansat sâmbătă la București candidații pentru alegerile europarlamentare. La eveniment au fost prezenți președintele Parlamentului European Martin Schulz, premierul Victor Ponta, vicepremierul Liviu Dragnea, precum și președinții UNPR și PC, Gabriel Oprea, respectiv Daniel Constantin. La acțiunea care a avut loc la Romexpo, alături de președinții și conducerile centrale ale celor 3 formațiuni politice, au participat și liderii organizațiilor din teritoriu, membrii de partid, dar și simpatizanți. În total, aproximativ 10.000 de persoane au fost prezente la acțiunea de lansare a celor 34 de candidați comuni PSD-PC-UNPR la alegerile europarlamentare care vor avea loc pe data de 25 mai. După ce a luat cuvântul și invitatul de onoare Martin Schulz, rând pe rând, candidații la europarlamentare au venit la tribună pentru a răsti câteva cuvinte, între primii 20 de candidați aflându-se și avocatul pitești Gabriela Zoană. În discursul său, președintele PSD Victor Ponta a declarat că se va afla în prima linie a bătăliei pentru cucerirea Palatului Cotroceni, iar dacă membrii PSD, PC și UNPR îi vor cere, va și candida. Victor Ponta a mai spus că obiectivul alianței este ca în noiembrie să aibă loc nu doar schimbări fizice, așa cum va fi cea lui Traian Băsescu, ci și schimbarea unui model de președinte și a unui nou mod de a fi președinte. În acest weekend la Pitești s-a desfășurat Cupa Europei la judo, cadeți masculin și feminin. La competiție au participat 527 de sportivi din 28 de țări. La Pitești, weekendul a fost unul încărcat de judo. Cupa Europei de cadeți pe masculin și feminin a umplut în cele 2 zile de concurs sala sporturilor. Sâmbătă a fost ziua deschiderii oficiale a întrecerii. Toată lumea a rămas de-a dreptul impresionată de cum au decurs lucrurile la Pitești încă din prima zi de competiție. Foarte mulți sportivi, mai mult decât în anii precedenți, peste 500. E un lucru îmbucurător. Până la urmă, avem un record și la numărul țărilor participante, 28. Până acum este o reușită, inclusiv pentru sportivii noștri. Acest succes se datorează probabil modului de organizare a competiției la care a contribuit, bineînțeles, Federația, Primăria și cluburile din municipiul Pitești. A doua zi, duminică, a continuat cu luptele de pe tatami. Pentru prima dată la întrecere au fost 4 astfel de saltele pentru competitori. Este un record, este a treia ediție de Cupa Europeană și anul acesta este un record. Sunt 540 de sportivi veniți din 28 de țări. Am stat să-mi urmăresc și să ne urmărim împreună cu colegul meu Ioniță sportivii, dar cred că este destul de bine să avem
două finale, una la masculin și una la feminin și încă un sportiv pentru locul 3. Doar o minune îi mai poate salva pe cei de la BCM Upitești. Echipa lui Cristu Șapera a cedat ambele dueluri de la Târgu Mureș, iar acum încearcă să câștige atât primul duel, cât și al doilea de acasă cu Mureșul. Meciurile vor avea loc vineri și sâmbătă, iar cu două victorii, piteștenii împing sfertul de finală în decisiv. BCM Upitești încearcă minunea după primele două jocuri din play-off-ul de campionat, ambele cedate la Târgu Mureș, 71-76, respectiv 69-80. Piteștenii vor să întoarcă situația în returul din sala sporturilor. Vineri va fi un nou meci cu Târgu Mureș și în cazul în care Piteștiul câștigă, sâmbătă va urma încă unul. Apoi, cu încă o victorie a celor de la BCMU pe 7 mai, ar fi duelul decisiv, însă la Târgu Mureș. Componenții BCM Upitești spun că va fi dificil să întoarcă rezultatul, însă în sport nimic nu este imposibil. Cum vezi tu disputele? Da, cum am mai spus, vor fi dispute grele, în care, după părerea mea, îi pornesc ca favoriți. După primele două jocuri de la Târgu Mureș, în care au pierdut, întreg staful tehnic al piteștenilor a rămas cu un gust amar. În primul meci, gazele au avut 25% de partea lor de la arbitraj, apoi observatorul de joc a fost în trecut manager al mureșenilor. În meciul 2, observatorul meciului a fost Denie Maghiară, iar unul dintre arbitrii, Fabian Anițu, venea după 4 etape de suspendare. Și antrenorul Cristu Șapera s-a declarat nemulțumit de unele lucruri. Merita mai mult respect. Pentru BCM Upitești, marea problemă pentru jocurile de acasă cu BCM Mureș stă în faptul că Marco Durković nu poate fi folosit. Sârbul s-a accidentat încă din primul meci de la Târgu Mureș. Lupta pentru câștigarea Ligii a patra rămâne în continuare una foarte strânsă. Moșcelenii de la Dinicu Golescu rămân lider după ce au învins în deplasare cu 3-0 Unirea Costești. Și ocupanta locului 2, AS Valea Ursului, a reușit să câștige în deplasare la Rugăr și astfel distanța între cele două echipe rămâne doar de 2 puncte. Antena 1 vă prezintă acum rezultatele și clasamentele Ligii a patra după etapa disputată în acest weekend. Următoarele 24 de ore, vremea va continua să fie închisă, dar caldă în județul Argeș. Atât la noapte, cât și în cursul zilei de mâine, cerul va fi mai mult noros și pe alocuri vor fi posibile precipitații slabe sub formă de ploaie. Vântul va sufla în general moderat, cu unele intensificări temporare. Valorile termice minime la nivelul județului vor fi cuprinse în general între 6 și 8 grade Celsius, iar maximele vor varia în intervalul 18-20 de grade Celsius. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile locale de astăzi. Sunt Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată, rămâneți cu bine. La revedere!